Ploaia cu grindină din această după amiază a făcut prăpăd în Sireți, raionul Strășeni. Poze cu imaginile dezolante au fost postate de o locuitoare a satului. Din imagini se vede că grindina a fost de mărimea unei cireșe. După ce a plouat fără încetare aproape o oră, 10 de hectare de culturi agricole au fost înmolite, iar șuvoaiele puternice au spălat mai multe drumuri locale. Potrivit viceprimarului din localitate, Leonid Boaghi, pagubele sunt foarte mari, dar valoarea acestora urmează a fi estimată de Comisia pentru Situații Excepționale, care s-a deplasat la fața locului.